în care acum 81 de ani a murit ofițerul după care a fost numită. Este vorba despre Cezar Kunikov, care a fost distrus într-o operațiune comună între serviciile de informații și forțele armate ale Ucrainei. Un astfel de vas are o valoare estimată la peste 17 milioane de dolari. Drone maritime ucrainene au lovit și scufundat vasul de debarcare Cezar Kunikov la primele ore ale dimineții, când încă era întuneric. Este a patra navă de acest fel distrusă de ucraineni de la începutul invaziei ruse. De la Kremlin, purtătorul de cuvânt al lui Putin a refuzat să comenteze. Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявление наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу. Vasul Cezar Kunikov a fost folosit de ruși în operațiunile militare din Georgia în 2008. Nava lui soră, Novocherkask, a fost distrusă de o rachetă ucrainenă în decembrie anul trecut, în timp ce era andocată în Crimea. Cele două fac parte din clasa numită Ropucha de către NATO și au fost construite în Polonia pentru Uniunea Sovietică, fiind echipate cu tunuri automate și rachete. 28 de astfel de nave au intrat în serviciul rușilor între anii 1975 și 1991. Ele pot transporta un echipaj de maxim 98 de marinari, 340 de militari, 10 tancuri sau 12 transportoare blindate și până la 500 de tone de provizii și echipamente. Nu este de mirare că rușii fac tot posibilul să găsească nava pierdută, chiar dacă a ajuns pe fundul mării. Ieșite din producție, navele sunt greu de evaluat, dar potrivit experților ar costa aproximativ 17,4 milioane de dolari. De la începutul invaziei ruse, Ucraina a eliminat mai multe nave importante ale forțelor ruse din Marea Neagră. Printre acestea se numără și crucișătorul Moskva, submarinul Rostov pe Don și corveta Ivanoveț. În total, flota rusă a pierdut în război peste 20% dintre navele sale. Armata israeliană a dat publicității imagini cu Yahya Sinwar, creierul atacurilor de pe 7 octombrie și cel mai căutat om din fâșia Gaza. Inamicul numărul 1 al Israelului a fost filmat în timp ce fuge prin rețeaua de tuneluri subterane care se întinde pe sub fâșia Gaza. Imaginile, primele cu liderul Hamas după atacurile de pe 7 octombrie, apar pe măsură ce Israel se pregătește să lanseze ofensiva terestră în Rafah, unde se adăpostesc 1,5 milioane de oameni. Este inamicul numărul 1 al Israelului, creierul atacurilor de pe 7 octombrie și una dintre țintele principale ale operațiunilor militare din fâșia Gaza. Yahya Sinwar a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce fuge din calea armatei israeliene la 3 zile de la atacuri. Clipul, un minut de imagini, a fost dat publicității chiar de armata israeliană, care susține că filmarea a fost făcută în Khan Yunis, oraș din sudul enclavei, în care Israelul a susținut mereu că se ascunde teroristul. While the people of Gaza are suffering above ground, Sinwar is hiding in tunnels underground underneath them, running like the coward that he is, with one of his wives and children and his brother leading the way. Atât premierul Benjamin Netanyahu, cât și ministrul israelian al apărării au declarat în repetate rânduri că nu vor retrage trupele din enclavă până când Sinwar nu va fi capturat, mort sau viu. Acum câteva zile însă, armata a venit cu o nouă propunere pentru Hamas, viața lui în schimbul eliberării tuturor ostaticilor. Propunerea vine pe măsură ce Israel se confruntă cu presiuni tot mai mari să renunțe la ofensiva din Rafah. Aflat la granița cu Egiptul, orașul este ultimul refugiu pentru 1 milion de palestinieni strămutați din toată enclava după atacurile de pe 7 octombrie. My sincere hope is that the negotiations for the release of hostages and some form of cessation of hostilities to be successful, to avoid a all-out offensive over Rafah, where the core of the humanitarian system. Un plan de evacuare din Rafah există, dar chiar și așa, organizațiile umanitare vorbesc despre o catastrofă. Israel justifică operațiunea tocmai prin dorința de a-i recupera pe cei peste 100 de ostatici încă în mâinile Hamas.
Doi dintre ei au fost salvați zilele trecute după o operațiune specială. Și în acest moment vedem imagini în direct de la Haga. Sunt o parte dintre familiile ostaticilor care se află încă ținuți de către Hamas. Acolo la Haga se judecă, desigur, cele două părți, și Israel, dar și Hamas, care comit sau au comis în tot acest conflict crime de război, pentru că, vă reamintesc, sunt probleme mari în privința negocierilor și ostaticii sunt cei care reprezintă miza importantă, dar nu știm exact câți ostatici mai sunt și foarte, foarte important de precizat câți dintre ei mai sunt în viață. Urmărim ce se întâmplă acolo și vă ținem la curent. Acum, pentru că menționam și ați văzut, cred că și dumneavoastră mai devreme, imaginile, pe scurt, cu Yahya Sinwar, este creierul atacurilor de pe 7 octombrie, considerat de altfel creierul atacurilor. Alin Borcea, jurnalist DG24, specializat pe subiecte externe aici în platou. Alin, mulțumesc tare mult pentru prezență. Cred că ce trebuie să știe telespectatorii este că e încă un lider important Hamas, care odată eliminat, de fapt mergi din ce în ce mai aproape că către a destructura Hamasul. Yahya Sinwar în acest moment este ar putea să fie cea mai mare captură, cel mai mare premiu pe care poate să-l câștige armata israeliană în fâșia Gaza. El este omul care a stat în spatele întregului masacru de la 7 octombrie. Oamenii care îl știau din închisorile israeliene spuneau că își dorește un singur lucru, să omoare câți mai mulți evrei posibil. De acest lucru l-a dovedit și pe data de 7 octombrie, când știm cu toții ce masacru teribil a comis Hamas. Acum aceste imagini cu Yahya Sinwar în tunel sub Khan Yunis ne arată că armata israeliană este aproape să-l prindă, că este pe urmele lui. Mai spuneau militarii israelieni, am citit în presa de acolo, faptul că au reușit să prindă unele dintre rudele lui Yahya Sinwar și să obțină de la acestea informații prețioase. Aceste imagini pe care le vedem... Ei sunt împreună cu toții, mă refer la familia sa, toată familia. Una dintre soțiile sale și copiilor. Yahya Sinwar este cel pe care l-am văzut cu chena roșu, cel mai probabil a fost recunoscut după urechi, care are niște urechi foarte greu de confundat cu altcineva, chiar și de la spate. Iar ei stăteau în tunel, se ascunseseră în tunel? Pare să fi fost duși în tunel după ce au început bombardamentele. Imaginile sunt de pe 10 octombrie, la trei zile după masacru. Sunt imagini filmate de o cameră a Hamas. Faptul că ele au ajuns în mâinile israelienilor, iar Israelul a putut să ni le arate nouă acum întregii lumi, este o dovadă foarte clară că se apropie soldații israelieni de centrul de comandă, de centrul nervos al întregii operațiuni din fâșia Gaza și se apropie de Yahya Sinwar. Ne mai arată un lucru. În weekend, un consilier de al lui Benjamin Netanyahu a făcut o nouă propunere pentru Hamas. Vi-l lăsăm pe Sinwar în viață, poate să plece în exil oriunde dorește sau oriunde va fi primit, dar ne dați la schimb toți ostaticii pe care îi mai aveți. Prețul pentru capul lui Yahya Sinwar și capul lui Yahya Sinwar să-i rămână pe umeri, ca să zicem așa, este eliberarea celor peste 100 de ostatici. Dar cum spuneai și tu, problema este că nu prea mai știm câți sunt, din păcate. Câți sunt și câți sunt în viață. Și câți mai sunt în viață. Cei trei care au fost găsiți în timpul unei operațiuni recente au fost un caz fericit, dar nu se știe câți mai sunt în viață, câți mai sunt în captivitate la Hamas sau la alte grupuri. Pe de altă parte, nu prea mai sunt locuri unde poate să-i ascundă gruparea teroristă, pentru că au pierdut controlul aproape total asupra fâșiei Gaza. Mai sunt doar două locuri. În Khan Yunis, poate vreun tunel pe care armata israeliană încă n-a apucat să-l exploreze, sau în Rafah. Iar Rafah este punctul foarte delicat, pentru că avem 1.500.000 de oameni refugiați din celelalte părți din fâșia Gaza și o zonă foarte densă unde Israelul se pregătește de o ofensivă terestră. Dar acolo s-ar ascunde și foarte mulți lideri, sau mă rog, foarte mulți membri Hamas. Foarte mulți membri Hamas. De asta Hamas. Și vrea premierul Netanyahu să intre puternic. Într-adevăr, în de aceea în nu Rafa, scuză-mă. De aceea nu dă înapoi Benjamin Netanyahu nici măcar un milimetru de a intra în Rafa. Auzi că nu poți să-i lași acolo să existe. Și cu riscul ruperii acestui acord în continuare, dintre Egipt și Israel, mă refer. Egiptul are problemele sale cu Hamas. Hamas nu sunt nici pe departe prieteni ai Egiptului. Nu cred că liderul egiptean va merge
atât de departe. Sunt amenințări, sunt încercări de a pune presiune. Mai degrabă, Abdel Fattah al-Sisi se teme ca nu cumva cei 1.500.000 de palestinieni din Rafah să nu fie împiși peste graniță la el în țară, pe care el nu-i vrea sub nicio formă. Mai degrabă ar vrea să fie mutați în altă parte din fâșia Gaza, unde acum este în siguranță. Dar din ce am văzut până acum, dacă acolo într-adevăr sunt mulți lideri Hamas, inclusiv Yahya Sinwar, niciunul dintre aceștia, mai ales Sinwar, nu va avea nicio problemă în a folosi toți acei civili drept scuturi umane. Mulțumesc tare mult, Alin! Revenind în plan intern, caz incredibil în Timișoara, un tânăr de 33 de ani a venit drogat de examenul pentru permisul auto. Polițiștii rutieri au oprit mașina de școală, la volanul căreia se afla tânărul, pentru un control de rutină. Aparatul drug test a arătat posibila prezența substanțelor psihoactive. Detalii primim de la colegul meu, Mihai Vălușescu. Mihai, te ascultăm cu întreaga poveste. Bun găsit tuturor! Acest tânăr în vârstă de 33 de ani se afla în timpul examenului pentru obținerea permisului de conducere când la un moment dat pe o stradă din Timișoara un filtru de poliție l-a tras pe dreapta și a decis să efectueze acest drug test care a ieșit pozitiv. Bineînțeles, examenul nu a mai continuat pentru că tânărul de 33 de ani a fost condus de oamenii legii la spital pentru prelevarea probelor biologice. De asemenea, în acest caz, polițiștii fac cercetări pentru conducere a unui autovehicul sub influența substanțelor interzise și în acest moment așteaptă rezultatul analizelor de laborator efectuate la spital asupra acestui tânăr de 33 de ani pentru a putea continua ancheta. Un alt incident șocant a dus la moartea unui tânăr român în Spania. Bărbatul a fost ucis de airbag-ul mașinii după ce a fost implicat într-un accident rutier minor. O piesă desprinsă din perna de aer l-a rănit grav. Vă avertizăm că sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Toate informațiile le primim chiar acum de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Alin. Un accident petrecut pe șoseaua de centură a orașului Palma de Mallorca. Inițial, două autoturisme au fost implicate, s-au ciocnit ușor, șoferii nu au pățit nimic, dimpotrivă au tras pe dreapta pentru a completa acele documente care se completează de obicei în astfel de situații. Al treilea autoturism, condus de românul de 37 de ani, a venit din spate cu viteză redusă pentru că situația o impunea din cauza accidentului inițial și a lovit și el una dintre mașinile implicate. Ei bine, chiar polițiștii spun că era un accident banal cu care se confruntă de 4-5 ori pe zi, spun ei, și mașina nu a suferit daune, airbag-ul s-a deschis, iar o parte din mecanismul care umflă acest airbag s-a desprins și a intrat în gâtul acestui șofer român și i-a provocat o rană care a dus la sângerare până la moarte. Ei bine, este o situație pe care jurnaliștii au căutat să o explice și au găsit un document din 2021 publicat de Organizația pentru Protecția Consumatorului la nivel de Bruxelles, de Uniunea Europeană, care indică tipul de mașină condus de român ca având probleme la sistemul de umflare a airbag-ului. Mai exact spune, negru pe alb, că este posibil ca piese din acestea să se desprinde și să facă daune și răni mortale șoferului. Din Spania, pentru Digi24, a transmis Alin Petrică. Vorbim acum despre terorism finanțat cu ajutorul băncilor europene. Uriașă schemă de corupție și spălare de bani a fost descoperită de serviciile de informații occidentale. Iar la mijloc se află o mică bancă din Germania care a ajutat direct Iranul să sprijine financiar militanții Hezbollah și rebelii Houthi. Scandalul dezvăluie o lume întunecată în care instituții financiare din Uniunea Europeană devin voit unelte ale regimurilor totalitare și ale organizațiilor teroriste. Să facem cunoștință cu Banca Varengold din Hamburg. A primit licență de funcționare abia în 2013 și gestiona active de numai 600 de milioane de euro. Asta potrivit jurnaliștilor de la Politico, o sumă infimă pentru standardele pieței bancare germane. One thing is important for me. At the end of the day, we are and we remain bankers, not techies. But we are bankers with profound understanding of our clients' needs. Our vision is we support entrepreneurs who set up marketplaces to implement their financial strategies and growth plans. We are the bank for the marketplace lending industry.
Barenghold a realizat această reclamă motivațională pentru a-i convinge pe clienți că operează într-o nișă foarte nouă și profitabilă a sistemului bancar. În realitate, adevărata nișă în care funcționau era spălarea banilor iranieni. Iranul este al treilea cel mai mare producător de petrol din OPEC, dar se află sub sancțiuni occidentale din cauza programului nuclear, așa că este foarte dificil pentru guvernul de la Teheran să vândă produsele. De exemplu, Statele Unite pot elimina de pe piață orice bancă sau companie care face tranzacții cu Iran, astfel că autoritățile de acolo au trebuit să găsească metode alternative de a face bani. Așa că au început să vândă petrol și produse petrochimice prin firme fantomă operate de forțele Quds, partea armatei iraniene. Iar una dintre băncile alese pentru a ascunde aceste tranzacții a fost Barenghold. Serviciile secrete au intrat pe fir și au lansat o investigație care a dus practic la închiderea băncii după ce s-a descoperit că o mare parte a profitului venea din comisioanele primite de la firmele fantomă iraniene. Cazul scoate la iveală ușurința cu care chiar pe sub nasul autorităților europene, regimuri precum Coreea de Nord, Iran și recent Rusia își finanțează operațiunile ilegale sau teroriste. Problema este că întregul nostru sistem bancar este vulnerabil la astfel de scheme. Așa cum avertizează de ani de zile Autoritatea Bancară Europeană. Iată un fragment din cel mai recent raport. Nu toate autoritățile competente fac suficient pentru a supraveghea eficient sectorul bancar. Drept rezultat, instituții de plată cu mecanisme slabe de control împotriva spălării banilor pot opera foarte ușor în Uniunea Europeană, deschizând sedii în state membre unde procesul de autorizare nu este foarte strict. Este perfect posibil ca Iranul de fapt să financeze în continuare Hamas, Hezbollah și Houthi prin mijloace similare și prin alte bănci și din alte state. Despre un alt subiect acum, trei muncitori străini veniți în țara noastră, în România, au fost răpiți chiar în Brașov și amenințați cu moartea, iar cei care i-au sechestrat sunt, culmea, tot imigranți din Pakistan. Alarma a fost dată de rudele răpiților care au spus că au fost sunați și le-a fost cerută recompensă. Polițiștii i-au prins pe răpitori în trafic și Valentin Stan ne spune cum au fost prinși, de fapt. Întreaga acțiune a fost descoperită de către anchetatori și Valentin se află și la secția de poliție, urmărește și cum decurg aceste audieri. Vale. Bine te-am găsit, Teo. Polițiștii din București au aflat despre această situație de la unchiul uneia dintre victime. Bărbatul a sunat chiar din Pakistan, iar în momentul în care au aflat ofițerii că o persoană ar fi fost răpită, au început să culeagă informații, au cerut detalii și din partea polițiștilor din mai multe județe. Au aflat în acest mod că există doi bărbați suspecți, doi bărbați din Pakistan, care ar fi putut să ducă victimele într-un apartament din județul Brașov, chiar din municipiul Brașov. I-au prins chiar în flagrant pe cei doi în momentul în care aceștia erau pe o șosea, într-o mașină. Polițiștii i-au oprit, au blocat mașina, iar în interior era chiar una dintre victime, un cetățean pakistanez, care urma să fie dus în acel apartament din Brașov despre care vă vorbeam. Total, trei oameni ar fi fost răpiți. Pe lângă cetățeanul din Pakistan, ar mai fi fost sechestrate și două victime din India și Bangladesh. Despre bărbatul din Bangladesh, poliția nu are foarte multe informații. Știu ofițerii că acesta a reușit să evadeze din acel apartament din Brașov, a coborât de la etajul 4 al clădirii respective, a reușit să iasă pe geam și s-a folosit de o țeavă care se afla pe bloc pentru a coborî. Până acum nu a fost găsit de polițiști. Cât despre suspecții, se află acum la audieri, sunt aici la secția 24 și ne așteptăm ca ei să fie reținuți, deoarece procurorii și polițiștii au foarte multe probe împotriva lor. Și despre principalii suspecți în cazul crimei de la hotelul vedetelor din Padina, care au mers astăzi la spital unde au fost testați pentru droguri. Anchetatorii vor să afle dacă erau sub influența substanțelor interzise atunci când l-au omorât cu maceta pe bărbatul de 41 de ani. În paralel, medicii au analizat și rănile pe care le-au pe corp, pentru că suspecții spun în continuare că au acționat în legitimă apărare. Delia Olaru vine cu mai multe informații proaspete. Delia.
Bine, v-am găsit aproximativ o oră. Au stat astăzi cei trei agresori în fața medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Au fost prelevate probe biologice și se va stabili în perioada imediat următoare dacă au consumat substanțe interzise. Specialiștii au verificat și rănile de pe trupurile acestora pentru a stabili dacă cei trei bărbați au fost în legitimă apărare. Astăzi, la judecătoria Târgoviște a fost depusă și o plângere penală pentru tentativă de omor. Sigur, în perioada imediat următoare, cei trei ar trebui să fie prezentați și în fața specialiștilor pentru efectuarea expertizei psihiatrice, care va arăta dacă bărbații au avut discernământ în momentul în care au comis faptele. Ei sunt arestați preventiv pentru 30 de zile. În fața jurnaliștilor au declarat că au fost atacați în acea noapte. Procurorii între timp au conturat și un posibil fir al evenimentelor și spun că totul ar fi început puțin după ora 12 noaptea. Vă amintesc, este vorba despre crima care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. În urma scandalului, un bărbat în vârstă de 41 de ani și-a pierdut viața. Ați consumat droguri la petrecere? Vă cunoșteați? Ce a fost în acea noapte? Este adevărat că ați Dezbaterea prinsă în online după inundațiile din Hunedoara, mai multe persoane care locuiesc la periferia municipiului Orăștie au chemat pompierii să fie salvate din calea puhoaielor, doar că apa era până la glezne. Salvatorii au cărat în spate totuși pe acești oameni până la loc uscat. Detalii primim de la colega mea, Ana Maria Ianc. Ana. Bun găsit tuturor! Din cauza precipitațiilor abundente din județul Hunedoara, mai multe gospodării de la marginea orașului Orăștie au fost inundate, astfel că ieri dimineață oamenii au sunat la 112 și au solicitat ajutor din partea pompierilor. Ajunși la fața locului, însă, salvatorii au găsit în curți apă de jumătate de metru. Cu toate acestea, persoanele care se aflau acolo au fost cărate în spate până la zonele de siguranță. În imagini se vede că nu vorbim despre bătrâni sau despre copii, mai mult decât atât vorbim despre tineri care râdeau în timp ce erau cărați în spate de către pompieri. Am aflat de la reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara că persoanele pe care le vedeți în imagini nu au probleme locomotorii care să impună să fie cărate pe brațe. Totuși, inundații de proporții sunt în Oman. După ploi abundente, peisajul arid a fost măturat de o viitură uriașă care semăna mai degrabă cu un fluviu. Cel puțin 6 oameni au murit și 2 au dispărut luați de ape. سلم عليه المرسيدس سلم عليه روح Și pare greu de crezut, dar a fost furtună cu grindină în deșertul din Emiratele Arabe Unite. A căzut atât de multă gheață încât a albit pământul. Localnicii au fost și ei șocați. În plus, grindina a provocat pagube caselor și mașinilor. Is this for real? Oh my gosh. First time. Hello. Oh my God. Mag-ice candy tayo mamaya. You wanna see the aftermath? This. We'll be right back.
Ploile au făcut prăpăți și în Antalya, unde mai multe cartiere au fost inundate. În 24 de ore au căzut 300 de litri de precipitații pe metru pătrat. Un om a murit după ce a rămas blocat cu mașina într-un pasaj subteran, într-un loc în care apa a atins 2 metri și jumătate. Și podul provizoriu care leagă Rădăuz de Suceava, acum s-a surpat din cauza creșterii nivelului apei. Puntea a fost construită după ce o altă viitură a luat podul de acolo. Circulația din zona a fost deviată pe rute alternative. Mai multe informații primim de la Ligia Pricop. Ligia, ce s-a întâmplat? Bun găsit! Autoritățile au decis închiderea circulației imediat după ruperea podului din Milișăuți, astfel încât șoferii să nu fie expuși pericolelor. Din imaginile făcute publice chiar de Direcția Regională de Drumuri și Poduri, se poate constata că avaria este una semnificativă. Lucrarea este în garanție, prin urmare constructorul are obligația să facă reparații cât mai repede. Se caută acum soluții pentru reluarea traficului ușor și mai multe echipaje de poliție îi dirigează pe șoferi pe rute alternative. Noaptea trecută a plouat abundent în zonă, debitul râului Suceava a crescut foarte mult, iar o viitură a dus la avarierea acestui pod. Zeci de români impostori au fost prinși în Germania în timp ce pretindeau că sunt refugiați din Ucraina și că au nevoie de ajutor, au primit bani și cazare. Cum i-au prins totuși autoritățile nemțești, ne spune Alexandra Dinu. Alexandra. Bine v-am găsit! Românii s-au prezentat în locurile unde autoritățile din Germania au oferit ajutor refugiaților. Au spus că sunt plecați din zona de conflict și au cerut sprijin, așa cum am văzut că fac toți refugiații. Au beneficiat de toate condițiile, cazare, mâncare și ajutoare la orice oră. Problema a apărut în momentul în care, când mai mulți voluntari și-au dat seama că mulți dintre acești refugiați nu vorbeau ucraineană, ceea ce le-a atras și atenția. A fost deschisă o anchetă și așa autoritățile din Germania și-au dat seama că doar în sud-vestul țării sunt peste 1300 de persoane care nu vin din Ucraina, ci doar pretind acest lucru. Printre ei s-ar afla și foarte mulți români care au profitat de situația din Ucraina și de bunăvoința autorităților de la Berlin. Germania este una dintre țările care a primit peste 1 milion de ucraineni, arată cele mai recente date de la Consiliul Europei, cei care au ajuns au beneficiat de protecție imediată și de sprijin să aibă o viață cât mai obișnuită, deși erau departe de casă. Alexandra, mulțumim, ne întoarcem imediat. Bade, poți să-mi încarc cartela la tine? Sigur că, chiar aici, la...